Direcția de Protecție și Asistență Socială Slatina a centralizat astăzi solicitările depuse de slătineni pentru tichetele sociale pentru Crăciun. Până vinerea trecută au fost înregistrate 5.032 de cereri. Mai avem o săptămână și două zile, practic 7 zile lucrătoare, până pe data de 31 octombrie, când este ultima zi în care se mai primesc solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pentru Crăciun. Tichetele sociale pot fi solicitate de către două tipuri de grupuri țintă. Pensionarii care au venituri cumulate, deci toate veniturile realizate să fie sub 1000 de lei și persoanele cu handicap grav și accentuat, indiferent de veniturile realizate. Persoanele care se încadrează în cele două categorii, dar nu au depus încă solicitări, au la dispoziție 10 birouri de distribuire și înregistrare a cererilor amplasate în diferite zone ale orașului. Acestea sunt sediul Direcției de Protecție și Asistență Socială din strada Frații Buzești, Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială de pe strada Nicolae Bălcescu, Clubul Pensionarilor din strada Victoriei, Primăria Municipiului Slatina cu sediul central pe strada Mihail Cogălnicianu, Direcția Economică din strada Toamnei, Direcția Administrare Patrimoniu din strada Unirii, Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina din strada Centura Basarabilor în Progresul, Compania de Apă Olt cu cele trei puncte de primire, casieria sediu central din strada Artileriei, casieria dispecerat de pe strada Textilistului și cea de pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Cererea va fi însoțită de câteva acte doveditoare din partea solicitantului. Documentele sunt, firește, documente de identitate și documente din care se rezulte apartenența la grup, la grupul țintă, pentru persoanele cu handicap, certificatul de încadrare în gradul de handicap grav sau accentuat, pentru pensionari, documentele din care rezultă veniturile, cupoane de pensii, decizii de pensii, alte indemnizații sau ce pot să mai realizeze dumnealor. Până acum, numărul solicitărilor depuse este cu aproximativ 1000 mai mic decât în campania anterioară, cea desfășurată înainte de Paște. Între timp, însă, veniturile tuturor pensionarilor au fost majorate.